În cadrul Universității de Vestimișoara funcționează sindicatul Universitas Timisiensis, organizație cu caracter sindical creată în anul 2001. Anul acesta sindicatul împlinește 15 ani de existență. Sindicatul acționează pentru asigurarea respectării drepturilor fundamentale ale membrilor săi, asigurarea condițiilor adecvate de perfecționare profesională a legislației muncii și respectarea, în tocmai, a prevederilor legale. Câți membri numără sindicatul dumneavoastră pe care dumneavoastră îl, îl conduceți? Conform ultimei numărători, actualmente avem un număr de 625 de membri de sindicat, cadre didactice, personal didactic auxiliar și personal nedidactic. Sigur că acest număr este fluctuant de la un an la altul, chiar aș spune de la o lună la alta, în funcție de uh, interesele, până la urmă, membrilor de sindicat. Care sunt problemele pe care sindicatul le tratează în acest an și care sunt cele mai importante? În anul acesta am avut probleme deosebite legate de aplicarea unor legi și ordonanțe de urgență care au modificat salarizarea personalului didactic. Am încercat să. Discutăm cu oamenii să vedem în ce măsură aceste legi s-au aplicat corect și fiecare a beneficiat de, de îmbunătățirile pe care aceste legi l-au adus. Din păcate nu au fost întotdeauna îmbunătățiri, uneori au fost și lucruri mai neplăcute. În general, cele mai acute probleme sunt cele legate de uh, salarizare. Acolo sunt discuțiile cele mai mari legate de doctorat, de, de sporul de doctorat, care a fost plătit unora, altora nu, uh, de uh, uniformizarea salariilor și de încercarea aceasta de a se ajunge la o lege a, a salarizării unitare pentru bugetari. În luna mai a acestui an a fost aprobată legea 85 privind plata diferențierilor salariale pe perioada 2008-2011. Cum se poziționează Universitatea de Vest în fața acestei problematici? Da, este vorba de o lege care vine să, să repare o nedreptate făcută cu ani în urmă în legătură cu legea 221. Deci legea 221 prevedea mărirea salariilor cadrelor didactice în această perioadă pe care ați menționat-o. Din păcate, această lege nu s-a aplicat. A fost promulgată, dar nu a fost aplicată. Și atunci membrii de sindicat, Federația Națională Alma Mater, au decis să cheme în instanță Ministerul Educației pentru aplicarea acestei legi. În urma proceselor care au avut loc, s-au obținut uh, o serie de sentințe prin, prin care Ministerul era obligat să le plătească oamenilor aceste diferențe salariale. Dar nu au beneficiat de diferențe decât cei care au semnat pentru uh, darea în judecată a Ministerului Educației. Și atunci am considerat împreună cu conducerea de la București, conducerea Almei Mater, că uh, trebuie să se facă dreptate și legea să fie aplicată în mod egal tuturor. Deci nu, uh, nu aplicăm legile discreționar. Și atunci uh, a apărut această lege 85 care aduce lucrurile la zi, adică uh, dă această diferență salarială tuturor. Uh, celor care beneficiază de legea 221. Care este situația sporului de doctorat pentru cadrele universitare din UVT? S-a aplicat deja legea legată de acordarea sporului de doctorat pentru cei care au obținut doctoratele după 2010. Deci până în 2010 sporul de doctorat era integrat în salarul cadrelor didactice. După aceea, deci cei care și-au obținut doctoratul după 2010, n-au mai beneficiat de acest sport de doctorat. Actualmente, toată lumea beneficiază de acest sport de doctorat. Mă refer la cadrele didactice, pentru că acolo mai sunt niște discuții legate de metodologia aplicării acestei legi. Și trebuie să spun că această metodologie este. eufemistic vorbind, ambigua. Adică, până acum s-a -a încercat aplicarea ei, universitatea chiar a fost foarte promptă în a acorda acest sport de doctorat, numai că, știți cum se spune, văzând și făcând, am ajuns la concluzia că foarte multe lucruri din metodologie nu sunt bine formulate sau lasă loc unor interpretări nedorite. Și atunci, sigur că pe parcurs au apărut o serie de nemulțumiri, de reclamații în acest sens, încercăm de comun acord cu uh, Universitatea, cu directorul Departamentului de Resurse Umane, să rezolvăm toate aceste probleme, dar mă tem că va mai dura încă destul de mult. <laughs> da. Am înțeles că Universitatea să aniversează în acest an 15 ani de existență. Este adevărat? Da, este un moment de bucurie, zicem noi, chiar săptămâna viitoare în 18 decembrie. Vom avea această 18 noiembrie, vom avea această aniversare și uh, vrem să facem un bilanț a tot ce a însemnat activitatea sindicală până în acest moment, pentru că trebuie să vă mărturisesc că nu a fost ușor deloc. Am trecut prin multe încercări grele, începând de la faptul că nu aveam sediu. La început eram aruncați de colo-colo și țineam ședințele de sindicat în curțile interioare de la universitate. Și, după aceea, o serie de alte probleme, până când, zic eu, am ajuns, în sfârșit, la un dialog social real, în sensul că suntem ascultați și suntem. Suntem chemați să ajutăm și noi la rezolvarea unor probleme pe care le are universitatea. Actualmente cred că în sfârșit am ajuns la ceea ce se numește o, o, o înțelegere corectă a problemelor. Da. Și de vă aștept și săptămâna viitoare, poate ne întâlnim din nou să participați la această aniversare. Încă ceva. Sâmbătă, în 19 noiembrie, vom sărbători Ziua Cercetătorului printr-un simpozion legat tot de teme sindicale, de problemele cu care ne confruntăm. Și acolo veți putea să vedeți o sinteză a tot ceea ce se întâmplă în activitatea sindicală.